Programul Rabla pentru electrocasnice le va da posibilitatea românilor să scape de aparatele vechi, care consumă foarte mult, și să obțină în schimbul lor sume de bani sub forma unor vouchere pe care să le folosească apoi la cumpărarea unor electrocasnice noi. Bugetul permite înlocuirea 60.000 de aparate, iar voucherele au valori între 200 și 400 de lei. Este al doilea program național pe lângă Rabla pentru autovehicule, așa să fie de longeviv și programul Rabla pentru electrocasnice. Fiecare dintre noi trebuie să știm că nu putem apela la acest program fără să dăm în schimb un aparat vechi. Prin acest program avem în continuare grijă de mediu prin înlocuirea unui aparat vechi. Programul Rabla pentru electrocasnice lansat azi va avea o viață lungă. Românii își pot alege o ladă frigorifică, o combină frigorifică, o mașină de spălat sau un aparat de aer condiționat, a declarat marți ministrul mediului Grațiela Gavrilescu. Potrivit proiectului, finanțarea se acordă sub formă de vouchere pentru achiziționarea de echipamente electrice și electrocasnice de uz casnic cu eficiență energetică din clasa A+, din următoarele categorii: mașini de spălat rufe, frigidere, combine frigorifice sau lăzi frigorifice și aparate de aer condiționat. Valoarea voucherelor, așa cum a fost anunțată de Ministerul Mediului, este de 200 de lei pentru înlocuirea mașinii de spălat cu alta care are eficiență energetică A++ sau 300 de lei la înlocuirea cu una de categorie A++. Se decontează 300 de lei pentru înlocuirea aparatului de aer condiționat cu unul din categoria A++ sau A++++. Voucherele pot fi cumulate, iar pentru a le accesa, consumatorii trebuie să predea aparatele electrocasnice vechi. Bugetul total este de peste 4 milioane de euro. Pentru a beneficia de finanțare, cei interesați trebuie să acceseze aplicația electronică de pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu și să urmeze pașii de înscriere în program.